Conformitate cu dispoziția primarului Comunei Lorini 438 din 19-12-2023, vă invităm să participați la adunările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal și la dialog în data de 28-12-2023, ori de 15, în sala de ședință. Să trecem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine e pentru? Să punem la vot ordinea de zi de astăzi. Cine e pentru? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024, inițiator primarul comun. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Taxele și impozitele s-au mărit cu 13,8% conform legislației în vigoare, având în vedere indicele naționale date statistică, iar taxa de salarizare la persoane fizice rămâne în cuantum de 100 de lei. Da. Da, îmi cer scuze. Deci este vorba de pentru persoane fizice utilizate în casnici, prin stabilirea impozitului. Deci cu 13,8 conform legislației în vigoare. Deci nu s-a mărit decât cu indicii de 13,8. Dacă nu sunt comentarii, să punem la vot. Cine e pentru? Aici fac o mențiune. Nu transmiteți că s-a mărit taxele în primăria. S-a mărit doar conform legislației din doar, pentru că suntem obligați să mărim această taxă cu 13,8. Este obligativitatea autorității contractate, inclusiv a Consiliului Local, care este organul deliberativ de aprobare. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și utilizatorii non-casnici, precum și aprobarea regulamentului privind instituirea taxei de salubrizare pentru utilizatori non-casnici și modalitatea de încasare a taxei pentru anul 2024 la nivelul Comunei Sândureni, județul Bacău. Inițiator, primarul. Așa cum a făcut referire la punctul 1 și am greșit că iar este vorba de punctul 2, taxa de salubrizare pentru persoane fizice rămâne la nivelul anului 2023, iar pentru persoanele juridice, utilizatori non-casnici, s-a încercat aplicarea acelor indici și acelor unități de măsură pe o nouă formulă de calcul, astfel încât taxa de salubrizare să fie tot la nivelul 2023. Nu s-a reușit, sunt diferențe mici de 20, 30, 50 de lei. Adică s-a mărit cu 20, 30, 40 de lei în funcție de unitatea de măsură dată de Uniunea Europeană, respectiv unitatea de măsură 10 metri pătrați, dar cu ne-a lăsat să putem modifica acele unități de măsură și acei indici, astfel încât să nu mărim o taxă de salubrizare foarte mare. Adică, să zicem, o societate mică care avem o taxă de salubrizare de 10.066, acum este 10.099. Deci se constată că s-a mărit cu 33 de lei. Pentru că nu am reușit. Eu aș fi să rămân la același nivel, dar prin introducerea acelor indice, acele unități de măsură, vedeam că diferența scade sau crește. Nu rămânea la același nivel. Dar v-am prezentat. Cred că pe această cale ar trebui să vă spuneți, să le transmitem cetățenilor atenția care trebuie să o acorde la, la selectarea asta ecologică, să zicem așa, pentru reciclare. Dar e o situație mai neagră. Să nu punem pietre, să nu punem... O să avem poliția locală, o să meargă din poate în poate și o să transmită, o să informeze toți cetățenii cu privire la datele la care ați făcut referire, dar și la responsabilitatea fiecărui cetățean de a reduce cantitatea de deșeuri menajere, astfel încât unitatea să plătească sume foarte mai mici. De exemplu, anul acesta s-a plătit 355.000 de lei, rămând o factură de 31.000, deci aproximativ 390.000 de lei, aproape 4.000 de lei. Adică e o sumă foarte mare din foarte mare. Da, poate și 4.500 și 5.000. Întrebări.
Dacă nu sunt, să punem la vot. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții. Modernizare drum comunal TC174, sat Berșeș, Comuna Sâmburean, județul Bacău. Actualizat după licitație. Inițiator, Ioan Comun. Deci indicatorul integrei economici care au stat la baza SF-ului și care a fost scos la licitație, a fost câștigat acest obiectiv de investiții de societatea BVA, obligativitatea Consiliului Local de a aproba acest deviz general după licitație. Bineînțeles că devizul a scăzut cu 1.200.000, 1.300.000 de ani rețin, mai puțin. Deci firma a venit la licitație cu o sumă mai mică. A fost singura firmă care s-a prezentat la licitație. Deci, devizul general s-a micșorat. Întrebări? Să punem la vot. Cine teme? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția sistem de monitorizare și siguranță în spațiul public în Comuna Sâmburean, județul Bacău. Faza de TAC. Inițiator, primarul comun. Da. Știți că noi am depus pe fondul europene un sistem de planul național de reziliență, un proiect. Da, da. Știu despre ce este vorba. Este vorba de sistemul de supraveghere video. Când am făcut referire, o să fiu prima comună cu supraveghere video, suntem la faza obținerea autorizației de construcție. Proiectul este gata, trebuie să ne dea doar avizul de la Belgas. Stăm de o lună zile, nu ne dea avizul de la Belgas. Trebuie să scoate la licitație lucrarea. Și trebuie aprobat devizul general. Lucrarea costă pe capitolul 4 2.069.992 plus două stații de neîncărcare. Am fost doar 25 de miliarde. Avem contract încheiat cu Camera, cu CNI-ul, Ministerul Dezvoltării Rapid CNI. Dar eu știu că am aprobat lucrurile. Sunt valorile din contractul de finanțare prin Planul Național de Reziliență și Redresare cu Ministerul Dezvoltării. Ca să știți. Da, știu, eu am făcut, dar în primul lucru, știu despre ce este, știu despre ce este. Să punem la vot. Ce mi-e pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Sâmburean, în AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele 1 și 2, înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA ADIP din data de 28.12.2023. Inițiator, Silvano Comun. Aici, aceasta este vorba de completarea, textul de modificare și completarea regulamentului la cei de la ADIP. Crabul ia și le gestionează, noi facem regulamentul pentru crabă și cam. De tot regulamentul este acum actualizat cu ultimele modificări de legislație în vigoare, inclusiv cu cei indicatori pe care să le respecte cei de la CRAB. Indicatorii care sunt obligatorii, se stabilesc și nu e niciun problemă. Asta va fi în data de 28, adică astăzi, s-a mânat pentru data de 29, iar ceea ce s-a aprobat acum pentru regulament, pentru indicatori, va fi trecut și în contractul de mandat al cablului. Dar e iar cum, pentru că l-a de data de acum se aprobă, deci modificările și după aceea și intră în contract. Întrebări. Să punem la vot. Cine pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023. Inițiator, primarul comun. De la Direcția Generală de Finanțe am venit pentru asistență personală exact pe ultima sută de metri, 46.000. Subiectul care vor fi duse în
în excedent și la viitor vor fi puse înapoi în asistență socială. 46.000. Dar vreau să precizez că 51.000 au fost alocați din bugetul local către asistență personală în ultima ședință de Consiliul Local, astfel încât să putem plăti salariile și indemnizații cum la DG. Practic, ar fi un echilibru, 46.51. Adică noi nu am avea acum obligativitatea ca aceste sume 46 să îi redirecționăm către asistență. Adică se vor duce în exigentul bugetar la anul 2023, cât pentru anul 2023. Întrebări? Spune la vă. Cine pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Sândurieni, în AGIA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi al ședinței AGIA, adică din data de 11.12.2024, inițiator, primarul comunei. Deci așa cum am spus și pentru data de 28 acum, când deci se propune și se aprobă modificarea regulamentului, normal că atunci, prin regulament, se vor impune anumiți indicatori cheie de performanță pentru măsurarea performanței CRAP-ului, ESA. Normal că atunci, în momentul în care s-a modificat regulamentul, atunci automat trebuie ca să apară și în contractul de mandat, unde apare CRAP-ul. Deci, cele două merg una după alta, mână-mână, mai că sunt total distincte, unul după alta. Mai că s-a fi în ianuarie 2024. Întrebări? Dacă tot au venit dinainte. Deci am fost și în ședință. Alte întrebări nu sunt? Să punem la vot. Cine-i pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului faza DAL pentru obiectivul de investiții, modernizare drumuri de interes local în Comuna Sânduleni, județul Bacău. Inițiator, primarul comun. Deci, pe intervenția DG228 s-a deschis o sesiune în crearea și modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural. Perioada de deschidere a fost prin 1 octombrie, dacă rețin. La început s-au depus cei care aveau peste 80 de puncte. Noi avem mai puține puncte, respectiv 70. S-a completat o fișă de evaluare și avem cât avem 70 de puncte. O să abordez, dacă permiteți, punctul ultimele două puncte simultan și vreau să vă spun. Deci, este vorba de drumul de la Orșavlan, este drumul care face legătura dintre drumul județean și drumul național, drumul mort, și este drumul ăsta care a rămas 175 de metri, la Tănase, aici, sau cum îi zice. Deci, este obiectul 1, obiectul 2 și obiectul 4, din cadrul proiectului, care aveau 10 obiecte. Respectiv obiectul 7 și 8 sau 9 și 10 stuful, obiectul 7, 8 și nu știu ce. Deci s-au făcut 5 obiecte. Au rămas aceste 3 obiecte plus 2 obiecte de la Blizurești. Deci, pe ultimul punct, se aprobă indicatorii tehnico-economici. Adică valoarea investiției pe acele obiecte. Și vedeți, a fost puțin mai foarte greu. Pentru că aceste investiții trebuie să respecte un anumit standard de cost. De exemplu, pe planul național Angel Salini, standardul de cost era 330.000 de euro. Pe această direcție, pe această intervenție, standardul de cost este 412.875.000 de euro. Numai că, în general, nu ai cost să te încadrezi în acele standarde de cost. Dacă ați verificat și sigur ați verificat, vedeți că prima punctul de la 4.1 este că există standardele costă. Deci, pentru cei care nu există standardele standardele costă, va trebui să fie la țel din bugetul local. Deci, în concluzie, avem valorile în lei și valorile în euro. Vom constata că valoarea investiției este de 1.311.150.000 de euro, 34, pe care Uniunea Europeană va aloca
dacă va fi aprobat 1.030.000 de euro, astfel încât îi spun, doamne, la cel capitol 4 poate fi actualizat cu 5%. Da. Deci prima dată este SF-ul, să presupunem că este SF-ul indicator în termeni economici, și în al doilea este aprobat la faza dalii, în vederea depunerii. Întotdeauna când se scoate la nivel, prima dată se face un SF. Păi supunem că ăsta este un SF. Noi avem voie. Trebuie să fie. Pe urmă, aprobăm devizul care va fi scos la licitație. Dar, în general, devizul care este scos la licitație are aceeași valoare cu devizul care este în SF. Aici, valorile sunt diferite. De ce sunt diferite? Valorile pe SF sunt, uitați-vă, ca să știți, 4.969.744,34 de lei, respectiv, vorbim fără TVA, 1.190.000, dar cu actualizarea de 5% vine 1.300.000. Dacă nu se mai au fost transmise către poetante, se lasă poetante și să dea Dumnezeu să putem depune. Întrebări. Dacă nu sunt, să punem la vot. Și nu-i temem. Punctul numărul 9. Păi nu se rezolvă. A fost comută. Pune votul asta și 9. A fost 9. Deci sunt legate, pentru că la un moment dat implementarea se pune la venit în proiectul SD. Atunci intrăm direct la punctul 10. Da. Deci, și acum, deci pentru 9. Spuneți ce la vot să puneți, mă rog. Da, să punem la vot punctul numărul 9, fiind pentru. Deci ați înțeles, punctul nou pe ori este, să zicem, 1.000.000, actualizat cu 5%, ca fiind conform fișe de valoare. Uitați-vă, ne spune, doamne, poți să actualizezi cu 5%, uitați-vă. Uitați-vă aici, zice cofinanțare și la un moment dat zice procent contribuție și zice undeva aici, avans solicitat, 5% dintre voi, vă închid, spune că 5% putem să mărim de vizită. Cu 5%. Punctul numărul 10. Diverse. Care vă scrieți la? Păi n-am vorbit cu vorba. Aici vreau să spun și eu, vreau să vă doresc un an frumos, un viitor an frumos, mulțumesc pentru colaborare și sper să fie un an liniștit. Este un an, să zicem, pentru mine nu este un an atât de important, nu este un an atât de important. Pentru comunitate este un an important și, indiferent de ce va fi anul viitor, să dăm dovadă că avem dignitate și suntem mândri de ceea ce suntem. Adică, la urmă, 4 ani de zile cât a fost împreună și am făcut cele mai multe proiecte, am fost la Bancul la Finanțe și la Bancul și suntem în proiecte cea mai bogată comună în proiecte, doamna Finanțe. Și, sincer să fiu, toate aceste proiecte nu puteam să le fac singur, cu dumneavoastră, cu angajații primării, că țin să mulțumesc tuturor. Pentru că întotdeauna ați venit la ședință, ați dat dovadă de corectitudine, ați aprobat tot ce s-a supus aprobării care vine în dezvoltarea economică, dezvoltarea Comunei Sândureni și pe aceste care nu țin decât să vă mulțumesc. A fost și unele perioade puțin mai dificile, dar trebuie să înțelegeți un lucru, că eu nu pot să încep lucrări fără să avem autorizație de construcție. A fost foarte multe presiuni și debranșamente la astea și pe apă și tot, dar nu pot. Acum este atât de multă liniște, s-au făcut 900 de debranșamente, s-a terminat aproape toată comuna. A rămas decât de la biserică... Strada școlii. Atât a rămas. N-am reușit să terminăm, dar următoarele 3 săptămâni se va termina. Adică, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă ați fi început aceste lucrări cu autorizație. E foarte greu. Noi avem sistemul de alimentare autorizat. Apa este bună. Acum ai cum așa. Da. Să știți că apa nu conține clorul. Nu poate fi bună din punct de vedere biologic. Dar la noi este constată că din punct de vedere fizico-chimic este extraordinar. Daniel, ați vrut să spui? Daniel, ți-o mă
mai am ca să ajung pe acasă la fel. Numai la 90 am ajuns acasă. Da. O să mă stăm în zi, pentru că totdeauna ați dat curs în invitație, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, oamenilor. Mulțumesc că e interesat, că fără voi, noi am fi așa mai săraci în această lume. Dacă nu ar exista femeie, sigurați a fi mult săraci, foarte săraci. Nu, dar nu ar exista femeie, nu ar exista nici bărbați. Nu ar exista. Așa. Dacă nu mai sunt ospiri la diverse, declarăm ședința închisă. Da.